Salariații din asistență socială au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii reclamă că majorarea salariilor de bază cu 5% din ianuarie a adus la diminuarea venitului net. De asemenea, sindicaliștii afirmă că lipsa de personal duce la situații extreme prin încărcarea personalului existent cu atribuții suplimentare, ajungându-se la supra-solicitare, surmenaj, burnout, cu implicații majore pentru sănătatea salariaților, dar și a serviciilor oferite beneficiarilor de servicii sociale. Protestăm aici din toată țara, din sistemul de asistență socială, pentru că avem o salarizare foarte proastă. Avem un salariu la minim pe economie, iar majorarea de 5% practic nu a existat. Pentru noi, salariile au scăzut. 70% din asistența socială are salariu minim pe economie. Suntem cei care îngrijesc bătrâni, copii, persoanele cu dizabilități. Și noi merităm respect și noi merităm să avem un salariu decent și o viață decentă. Din păcate, pe noi nu ne aude nimeni. De aceea am venit în numele celor 100.000 de salariați din asistență socială să tragem un semnal de alarmă. Protestăm în primul rând pentru drepturile noastre salariale, cât și pentru beneficiarii pe care îi îngrijim, pentru a beneficia de servicii de calitate, pentru că din cauza lipsei de personal, nici ei, nici noi nu muncim la capacitatea normală de lucru, dar nici ei nu beneficiază de serviciile sociale de calitate. 70% din salariații sistemului de asistență socială, indiferent de vechime, erau încadrați în decembrie 2023 cu salariul minim garantat în plată. În ianuarie 2024, prin majorarea salariului de bază cu 5%, au pierdut din facilitățile fiscale, astfel că venitul lor net în mână a fost între minus 60 de lei și plus 80 de lei, mai bine de jumătate beneficiind de diminuare în loc de majorare, au transmis sindicaliștii. Aceștia afirmă de asemenea că pentru al treilea an consecutiv nu se aplică legea salarizării numărul 153/2017, iar inflația de 14,5% este suportată cu greu de salariații care sunt la limita sărăciei.